În ziua de astăzi, tot a fost redus la bășcălie. Din voievozi facem glume, din istorie facem glume. A, dar noi suntem fericiți. Băi, am văzut niște glume mișto la televizor. Păi dacă televizorul țăranii a intrat pe mâna idioților și a tuturor borfașilor societății, normal că la televizor trebuie să dea numai bășcălie și prostii. Televizorul era pentru civilizat lumea, nu pentru o tâmpit. Acum tâmpește lumea. Și stă țăranul cu urechile ca elefantul în televizor, acolo de dimineață până seara, pe toate programele, și el iese ateu din fața televizorului. Nu trebuie să mai vină cineva să-i bată în ușă, să-i vorbească neadevăruri. Și în felul ăsta noi singuri râdem de noi. Noi de noi râdem. Actorii suntem noi. Dar ce este interesant? Este interesant că în acest act de nesimțire, cei care fac această distrugere sufletească la nivel de societate sunt plătiți. Noi plătim să ne uităm și ne uităm și ne distrugem, ei le fac plătiți și îi mai plătim și noi odată ca să râdă de noi. Dar nimeni nu se sizează. Toată lumea să fac conferințe, efectul negativ a calculatorului, efectul negativ a televizorului. Dar și dacă știi efectul negativ, de ce nu iei măsura ca atare? Care e cea mai bună măsură? Parul? Nu. Legea? Nu. Morala din tine. Dacă nimeni nu se uită la filme porno, ăla se desfințează de la sine. Dacă în toată lumea se uită acolo, de ce n-a rămulțit la programele? Dacă toată lumea se uită la destrăbălare, de ce nu s-a rămulțit programele? Doar tu bagi euro și plătești, e ca la tonomat. Tu acționezi acolo, tu dai like. Și vedeți? Noi nu vrem să vedem lucrul ăsta. Tânărul bogat n-a gustat așa ceva. Doamne, toate poruncile le-am păzit din tinerețe. Și ce aspirație avea tânărul, vedeți? Pe lângă faptul că era un aristocrat al vremii și era și un om civilizat al vremii și un moralist al timpului său, și-a dorit ceva mai mult, viață veșnică. Ce să facă învățătorile să dobândesc viață veșnică? Păi în clipa în care tu vii să scrii un articol în mass media despre viața veșnică, închideți telefonul în biserică. În momentul când vii să scrii un articol despre viața veșnică, păi n-ai nici 100 de vizitatori pe articolul respectiv, că nu interesează pe nimeni. Dar ea scrie un banc sau o prostie, să vezi cum într-o zi ai 1 milion de vizitatori. Păi da, sigur, domnule, păi da, nivelul de cultură îl citești din prostia umană. Ei, acest tânăr căuta viața veșnică. Dacă ar fi să fim noi românii luați la bani mărunți, oare mai caută românii viața veșnică? Nu cred. Nu cred. Dacă iei pomelnicile de la biserică care le scrii de dimineață până la amiază, ai să vezi servici, liniște în casă, da, absolut necesare. Sănătate, copii cu examen reușit, cu loc de muncă, să se căsătorească, să scape de un proces, de o datorie la bancă, da, sunt lucruri firești și necesare. Dar n-ar scrie cineva într-un pomelnic, Doamne, ajută-mă să te cunosc mai bine sau ajută-mă să înțeleg viața veșnică. Și care e adevărata viață veșnică? Că tot Scriptura spune, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu. Noi suntem exact ca poporul ales în care Hristos a venit și s-a plămădit din Fecioara Maria, a vrut să-L ducă la lumină și El tot la întuneric a tras. Așa și noi. Toată România e împărtășită, du-te la hramuri, geme de credincioși. Și aici e marea greșeală a bisericii unde a pierdut teren. A crezut că dacă oamenii se adună cu hoardele ca la Vaslui, când au venit turcii să-i bată pe moldoveni, cu asta biserica triumfă, că s-au strâns 2 milioane de oameni la Nicula, că s-a strâns 2 milioane la Cuvioasa Paraschiva, că s-a strâns 2 milioane la Sfântul Dumitru. Dom'le, că s-au strâns, i-a strâns Duhul Sfânt, nu i-a adunat altcineva. Dar care-i folosul duhovnicesc cu care românul ăla pleacă acasă? Se bate după o lingură de sarmale și arată mass media cum își dă cu pumnul în cap unul la altul să-i fure sarmala din mână, ăla e efectul. Sau cum să împing acolo la rând și trebuie să-i păzească poliția ca pe vite. Astea sunt lucruri urâte în ortodoxie. Nu astea fac obiectul ortodoxiei. Spune că Mântuitorul, când a fost la minunea unde s-a mulțit pâinile la Tapca, cum se spune acolo când te duci în Țara Sfântă, pe malul Mării Galilei, aproape de Muntele Fericirilor, spune că după ce le-a vorbit și s-a făcut seara, afară de faptul că i-a văzut obosiți, flămânzi, chinuiți, mai replică Evanghelia cel mai esențial lucru, că și i s-a făcut lui Iisus milă de dânsii. Ei, în ce constă mila creștină la noi, la ortodoxi, când e un hram? Angajez 2000 de bodyguards ca să-i bată la rând că a venit o babă mai bătrână de 80 de ani și s-a băgat în față. Lipsă de bun simț, ar trebui să fie caracter din partea noastră. Când vezi un șchiop sau un olog sau o femeie cu un copil în brațe, să-i faci loc să treacă. Nu să faci ca la fotbal. Ho, ce te bagi? Ce ți-a Duhul Sfânt a tău? Îți ia partea ta de sfințenie? Rupe din moaște și vii tu și nu le găsești întregi? Suntem niște necivilizați. Păcat că noi încercăm să fim ortodoxi autentici și ne mai și lăudăm cu așa ortodoxie. Și spune că Mântuitorul, singur fiind, n-a specificat Evanghelia că avea 2000 de jandarmi, n-avea mass media, n-avea camere de luat vederi, nu stăteau reporterii cu microfonul, a zis așa, puneți-i încete. Și 12 apostoli au pus 5.000 de bărbați încete de câte 50. Și a întrebat, ce le puteți da de mâncare? Nu avem nimic, Doamne. Ei, cum să nu avem, bre? Dar Dumnezeu e făcător de minuni, Doamne, în mâna Lui stă puterea. Cum să nu avem? Ce aveți aici la voi? Mai avem 5 pâini și 2 pești. Aduceți-i aici. A binecuvântat 5 pâini și 2 pești și a hrănit toate mulțimile și a mai strâns și 12 coșuri de fărâmituri. Vedeți ce înseamnă voia lui Dumnezeu? Aia e adunătura de care avem nevoie. Să se deschidă mila cerului, o găsim la Sfântul Teodosie. Să nu credeți că numai în Scriptură s-a întâmplat cose. Hai, părinte, astea-s povești din vremea Mântuitorului. Nu, sunt întâmplări reale. Acestea se cheamă revelații și minuni. Falsele minuni, alergați voi azi după ele. Voi căutați azi minuni false și vă sunteți tratați cu flit și înșelați de foarte mulți care n-ar trebui să o facă și vă vând gogoși ieftine exact ca vrăjitorii și ca deschizătorii de tarot de ăștia care vă spun din zodiace. Vai ce mare minune! Vai ce mare minune! Nu, fraților, nimeni nu face minuni. Minunea o face Dumnezeu. Aia e minunea. Aia e ce a spus... Ai văzut ce a spus Hristos apostolilor? Dumnezeu și din pietre poate ridica pe fiul lui Avram. Și din pietre poate face pâine. Și o întâlnim în viața Sfântului Teodosie cel Mare, când a venit economul și a zis, n-avem mâncare, zice, magazia e goală. Și Sfântul Teodosie a spus, rugați-vă, lasă, faceți privegherea. Și economul a spus, totuși mâine în hrame atâta mulțime de oameni, n-avem pâine. Nu-i treaba ta, părinte, du-te și te roagă. Economul indignat și, bineînțeles, sictirit, s-a dus din nou la stare și a spus, părinte, în magazie nu-i decât o singură pâine. Adu-o încoace. Și-a binecuvântat pâinea exact ca pe cele din pustie, că așa spune rugăciunea de la Litie. Doamne, Cela ce-ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai hrănit cu ele 5.000 de bărbați afară de femei și de copii. Binecuvintează-și pâinea aceasta și mulțește roadele acestea de grâu, de vin, de unde lemn, în țara noastră, în mănăstirea aceasta și în toată lumea ta. E rugăciunea de la Litie. A, noi nu dăm importanță, că suntem atunci preocupați cu alte probleme. Și se spune Că i-a spus așa, starețul, du-te și o pune în magazie, încuie magazia și du-te și te roagă. Ca la sfârșitul privegherii să vină fratele, paraclisierul, care se ducea în magazie după ulei să pună în candele, că părinte stareț, s-a întâmplat ceva ce e peste puterea mea să înțeleg. Deci de unde adineauri la vecerne, când m-am dus, magazia era goală, acum s-a rupt ușa și curge pâinea din magazie afară. N-a venit firma Compan. A venit Duhul Sfânt din cer. N-a venit patronul cu tare să-ți umple magazia de pâine. A trimis-o Dumnezeu. Așa a făcut și atunci Iisus în pustie. Ăla e Dumnezeu după care trebuie să alergăm. Aia e mulțimea care trebuie să o căutăm. Și dacă citiți viața lui Mardare și a lui Ioreste, Evgraf, Ermogen și Orest, parcă așa îi cheamă, cei 5 mucenici, tot prin luna decembrie o să găsiți și acolo la fel. Era o ploaie mare și o nenorocire și o vijelie și episcopul a anunțat că nu mai vine. Starețul egumenul, care era un om credincios, a spus, domnule, vine, nu vine, noi facem privegherea, că e a sfinților, e socrotitorii mănăstirii noastre. Și cum stăteau ei la slujbă, de unde era marea mânioasă, de unde era furtună, ploaie, nenorocire, a venit primul străin cu cămilele pline cu daruri și a spus, episcopul locului a trimis aceste daruri că mâine să aibă oamenii ce să guste în cinstea sărbătorii. Nu și-a dat nimeni seama.